te cutremuri înainte de a încerca să analizezi ce se întâmplă în Iran. Pentru că i-a scăpat o șuviță de păr de sub broboada islamică, tânăra Mahsa Amini a fost torturată și ucisă în sediul poliției. Pentru că mii de femei iraniene se revoltă acum împotriva bestialității regimului teocratic, Parlamentul de la Teheran a votat, după omorârea a sute de manifestanți ieșiți în stradă, pedeapsa cu moartea pentru cei aproape 15.000 de protestatari arestați. Aceste crime abominabile ale statului asupra propriilor cetățeni sunt comise în numele religiei, al conservării valorilor islamului. Veți spune că asta se întâmplă undeva prin stepele Asiei, într-o țară care n-a fost democratică niciodată. Și e vorba de musulmani, arabi sau, mă rog, persani, nu de o nație civilizată. Ba da, în cea mai mare democrație a lumii, femeile sunt tratate ca femele, id est animale pentru reproducere. Statele Unite ale Americii le interzic să avorteze, le forțează ca pe scroafe să facă cât mai mulți copii. În America, unde proprietatea individuală e sfântă, femeile sunt deposedate de propriul lor corp și trebuie arestate dacă se opun. În America, drepturilor omului. De data asta, în numele religiei creștine, conservatorii creștinopați, gardienii tradiției care ține omul în genunchi și cu capul plecat, sunt pe cale să recâștige majoritatea în Congres. După mai bine de 200 de ani de democrație, soarta femeilor americane se apropie de soarta celor din Iranul ayatollahilor ucigași sau de cea a rusoaicelor păstorite de preoți creștini ca acel Vasiliev care zicea de unăzi înainte să crape pe frontul din Ucraina. Dacă o femeie în timp ce împlinește porunca fiți rodnici și vă mulțiți, renunță la metodele artificiale de a întrerupe sarcinile, atunci va avea mai mult de un copil. Adică, având mulți copii, va fi mai puțin îndurerată când câte unul îi pleacă pe front. Măsură menită să salveze economia în România. Bacșișul va fi trecut pe nota de plată și impozitat. În plus, va putea fi plătit cu cardul. Cu cardul? Dacă în loc să lipești suta pe fruntea lăutarului, faci asta cu un card, o să pice, că nu-l ține scuipatul. Bacșișul se dă cu hârtii. Sunt unii care pun și suta ca să-și întrețină imaginea de baștani. Chiar și cei care dăruiesc masa doar cu bancnote de 5 sau 10 lei, o fac din respect de sine. Nu vor să pară niște sărăntoci odată ce ies la restaurant. Cardul și trecutul bacșișului pe notă camuflează acest gest, care nu are sens decât cu bani gheață la scenă deschisă. Altfel, nu mai ai bacșiș. Dar dacă se merge pe linia asta, atunci n-ar fi bine, șpagamente vorbind, să se legalizeze și să se impoziteze și mitele de mii și milioane de euro? Militarii francezi cazați la baza Cincu s-au plâns că trăiesc în mizerie și lipsuri. Closete prea puține, spații de locuit insalubre, mâncare proastă și nu destulă, frig în corturi. Plângerea cocoșilor galici m-a nedumerit. De ce au venit ei în Roumanie, Terre d'amour, Pământ al dragostei, cum se numea un film franco-român din 1931? Ca să ne ajute să ne apărăm de dușmani. Care sunt cei mai mari dușmani ai României? Rusia lui Putin și Ungaria lui Orban ocupă locurile 2 și 3. Pe locul 1,
sunt, ex aequo, mizeria și sărăcia, de care aliații noștri s-au speriat încă de la prima bătălie.